E o seară rece de toamnă. Vântul șuieră năprasnic, răscolind frunzele așternute pe o străduță sărăcăcioasă dintr-o mahala a vechii Moscovei. În fața unei case umile de lemn scorojit și afumat, portița se leagă în bătaia vântului. E casa bătrânei Felițata Antonovna Șablova. Aici s-a stabilit ca chiriaș de câteva vreme avocatul Gerasim Porfirici Margaritov, împreună cu fica sa Ludmila. În odaia comună, unde seara se adună de obicei toți locatarii casei, s-a strecurat o umbră. E Ludmila. Privește atentă pe fereastră, de parcă ar aștepta pe cineva. În odaie a intrat și Șablova. Crezându-se singură, bătrâna își dea până supărarea pe Nicolai, fiul ei cel mare, care de două zile n-a mai dat pe acasă. A trântit cineva portița? Mi s-a părut. Așa-i când stai cu urechea țintită. Și ce vreme! Oare pe unde o fi umblând drăguțul de feciorul meu? Of, 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 copii, copii! Uite, și Vasea Motanu, cât e el de plimbăreț și tot a venit acasă. Adevărat, Felițata da. Antonovna, a venit? Bată-te să te bată, Ludmila Gerasimovna! Nici n-am băgat de seamă că erai aici. Vorbeam și eu așa de una singură. Spui că a venit? Aștepți pe cineva? Eu? Pe nimeni. Dar te-am auzit spunând a venit? Spun și eu câte-mi trec prin minte. Ziceam că pe o vreme ca asta, până și Vasea Motanul meu s-a întors acasă. Numai Nicolinca. De două zile încheiate, parcă a intrat în pământ. O fi având treburi. N-are nicio treabă. Taie frunză la câini. Doar face avocatură. Asta a fost odată. Știu că se ocupă de afacerile unei cucoane. Da, păi ce cucoană? Da, asta, drăguță, e o poveste întreagă. Stai, hai să-ți spun eu cum a fost. De învățat la școală, Nicolae a învățat bine. A terminat și asta, cum îi zice, universitatea. Apoi s-a înscris avocat la judecătoriile cele noi. Și procesele au început să vină unul după altul. Nicolae, știi, nu-i prost. Se învârtea numai între negustorii cu stare. Și curgeau banii de să-i adun cu lopata. Dacă te înhăitezi cu lupii, trebuie să urli ca dânsii. Așa că a început și el să ducă viață de om cu tare de mână. Ziua cafenea, noaptea club. Nici vorbă, îi plăcea viața asta, că-i om pătimaș. Numai că de la o vreme, procesele s-au rărit. Mai pune la socoteală și lenea, așa că într-o bună zi s-a pomenit fără clientelă și fără un bănuț în buzunar. Numai năravul i-a rămas. Bate toată ziua cafenelele. Și dacă am văzut eu că a ajuns așa de rău, m-am străduit să-i găsesc de lucru. Vreau să-l vâr sub pielea unei cucoane pe care o cunosc. Și el se codește. Poate că are caracter sfios. Ia lasă, maică, ce caracter. Calic și să aibă caracter. Știi că ai haz? N-are haine bune. Asta-i. Și omul când nu-i îmbrăcat cum trebuie, atunci are și caracter sfios. Nicolae când câștiga, un blas clivisit ca un fante. Dacă e rușine să se arate în lume așa ponosit cum este. El e mândru, nu vrea să fie mai prejos ca cei care vin în casa cu coanii acelia. Așa că
Și-a comandat haine bune la un croitor neamț pe datorie. E tânără? În floarea vârstii. Ăsta e necazul. Dacă ar fi bătrână, ar plăti cu bani. Dar ea cum plătește? Femeie ușuratică. Răspățat. Să bizuie pe frumusețea ei. O mulțime de tineri foiesc în jurul ei. Unii se socotesc prea fericiți să o slujească. Ba să zic că se ocupă de afacerile ei pe degeaba. Nu chiar așa. Dacă ar fi după Nicolae, n-aș fi văzut niciun ban. Dar eu tot i-am stors vreo 150 de ruble. Tot pentru dânsul i-am luat, ca să-i dau croitorului. Măcar atâta folos. Că altfel ce să crezi? De câte ori se duce la dânsa, ia din piață birjă și mă ține acolo în fața casei câte o jumătate de zi. Și asta costă? Și de ce atâta cheltuială? Măcar dacă... Nu. Nicolae n-are pic de minte. Poate că e dragă. Asta e bună. Păi nu i-ar fi rușine unui calic să curteze o femeie din lumea mare? Nu. Altceva e la mijloc. Nicolae e ambițios. Și-a pus în minte să o cucerească și acum se chinuie ca un prost. Da, poate că i-o fi și milă. Că nu se poate să nu-ți fie milă de ea, săracuță. Bărbatul a fost și el un bezmetic. Au cheltuit, au făcut datorii fără să știe unul de altul. Și într-o bună zi, bărbatul a murit și a trebuit să plătească datoriile. Dacă ar fi mai chipzuită, ar putea să se descurce. Acum am auzit că s-a apucat să-i scălească polițe în dreapta și în stânga, fără să știe nici ceea ce e și cum. Ce avere frumușică ar fi avut dacă ar fi încăput pe mâini bune. De ce stăm noi așa prin întuneric? Mă duc să aduc o lumânare. Nu. E mai bine așa. Bine. Să-l așteptăm atunci împreună pe Nicolae. Bate cineva. Ia vezi cine e. Eu mă duc să aduc o lumânare. Dumneata ești? Eu. Bună seara. Crezusem că... Oricum sunt foarte bucuroasă că ai venit. Singură mi-e urât. Dar unde, Dumnezeu, ai fost dormedont? Eu socoteam că ești acasă. L-am căutat pe fratele meu. Și l-am găsit? Da, l-am găsit. Unde este? Tot acolo. De două zile la cafenea. Doamne, cine a mai pomenit una ca asta? Joacă biliard. De ce mi-ai spus să vii acasă? I-am spus, dar el nu vrea. Du-te, zice, și spune mamiții că sunt major, să nu-mi ducă grijă. Acasă, zice, când am să am chef, găsesc eu drumul și fără tine. Am și plâns în fața lui. Frate, zic, ai uitat de casă? Ai uitat că ești cap de familie? Oamenii sunt bucuroși să găsească de lucru și tu dai cu piciorul. Ia că mai adineori au venit doi băcani să facă jalbe la judecătorie și nu te-au găsit acasă. Uite, vezi, așa-i pierzi tu pe toți. Da, mă rog, da, de la mine a cerut și ultima rublișoară. Și? Ce era să fac? I-am dat-o, doar mie frate. Dă paltonul să ți-l duc la cuier. Ia te uită cum ai înghețat. Nu cine știe ce. Eu, Ludmila Gerasimovna, sunt trup și suflet pentru casă. Frate meu, nu? Eu, chiar dacă e vorba să tai lemne, ce mare lucru. Îmi pun halatul, tai lemne și pot spune că am făcut și mișcare cu ocazia asta. Îți iubești fratele dormedont? Cum să nu? Atunci iubește-l mai tare. Dă mâna dumitale. Ești un om bun și de treabă. Ludmila Gerasimovna. Dar unde te duci, Ludmila Gerasimovna? Să-mi iau lucru și mă întorc îndată. Ascultă, mamiță. Mamiță, ia, uite-te bine la mine. Nu observi nimic? Nu. Ce? Păi,
Mamițu, sunt îndrăgostit. E, ce să-i faci? Tu să fii sănătos. Da, știi, mamițu, e foarte serios. Cred că nu e în glumă. Ce glumă? Știi ceva? Dă-mi în cărți. Hai să-ți ghicesc. Să ne mai batem gura degeaba. Nu râde, mamițu, că și dânsa mă iubește. Ei, dorme tu așa. Nu ești tu dintre bărbații care plac femeilor. Cum? Pe tine numai una te poate iubi. Care? Maică ta. Pentru mamă, cu cât copilul e mai prost, cu atât e mai drag. Cum, mamițu? Eu prost? Doar știi că eu pentru casă și pentru... Lasă că știu eu de cine vorbești. Păi, cum să nu știi? Poate fi alta. Uite, adineori când am intrat s-a repezit la ușă, zice: dumneata ești? Ia-mi taci. S-a repezit. Numai că nu te aștepta pe tine. Poate pe frate tu. Imposibil, mămiță. Ia bagă mai bine de seamă că așa se arată. Nu, pe mine mă aștepta, mămiță, pe mine. Acum doar un pic de curaj să am și să prind momentul potrivit, că îi spun tot ce am pe suflet. Ce zici, mămiță? Să trec la acțiune? Treci. Da. Cărțile, mămițo, ce s-arată în cărți? Ah, un fel de amestecătură. Nu o să alege nimic. Ia ca, se pare că negustorul care a venit la Gherasim Porfirici se pregătește să plece. Mă duc să aprind felinarul pe scară. Tu stai aici și scrie. Bine, mămițo, stau aici. Așa, omule, așa. E, dar suntem prieteni vechi. Mai e vorba. Da, zice, vezi, eu nu te-am uitat. Până aici am venit să te găsesc. Am toată încrederea în tine. Îți mulțumesc, frate. Îți mulțumesc. E, uite și tu unde m-a zvârlit soarta. Toți m-au părăsit. Toți. Tu m-ai căutat fiindcă ești un om bun. Afaceri serioase nu mai am. Toți mă ocolesc. Și tare mi-e urât să stau degeaba. Curaj, curaj, Gherasim Porfirici. Știi că eu am mână bună. Numai să-ți dai și tu puțin o osteneală, știi, așa, ca pentru un prieten. E, dar nici nu-i nevoie să mai îmi spui, eu îmi cunosc interesul, frate. Atunci să ne vedem sănătoși. Cu bine, cu bine. Stai, stai, așteaptă puțin că am uitat, frate. Dar ce mai este? Ei, trebuie să-ți dau o dovadă pentru actele pe care mi le-ai încredințat. Asta acum, n-am nevoie de dovadă. Nu se poate așa, cere buna rânduială, nu. Pe viață și pe moarte, numai Dumnezeu e stăpân. Cum? E, firește, la mine n-au să se piardă, dar când ești pățit... Ce? Ai avut vreun necaz? Și încă ce necaz, frate. Pe vremea când... numele meu era cunoscut de oricine în Moscova. Secretarul meu mi-a furat o poliță și a vândut-o datornicului. Poliță cu sumă mare? 20.000. Oh, și ce ai făcut? Am plătit. Tot? Tot. Mi-am vândut casa, lucrurile. Am dat până la ultimul ban. Strâns cu trud o viață întreagă. Așa ai ajuns tu în sapă de lemn. Așa, frate. Cred că nu ți-a fost ușor. Numai eu știu prin câte am trecut. Averea prăpădită, nevasta mi-a murit de inimă rea. Nimeni nu mai avea încredere în mine. Am vrut să-mi pun capăt zilelor. Ce spui, frate? Ce, îți pierduse-și mințele? Păi cum să nu ți le pierzi, omule? Cum să nu ți le pierzi? E, te ții minte ca acum. Într-o seară, doborât de jale, umblam prin odaie și
Mă tot uitam unde să-mi atârn ștreangul. Fugi încolo, omule. Și nu mai cedau cu ochii de pătucul în care dormea fetița mea, Ludmila. Avea pe atunci 2 anișori. Și numai ce mă străfulgeră un gând. Cu cine o să rămână ea, sărăcuța de ea? Înțelegi? Cum să nu înțeleg, mă, deșteptul? Și cum am dat cu ochii de ea, parcă ceva m-a țintuit locului. Am simțit cum îmi pătrunde în inimă un val cald și toate gândurile mi s-au limpezit dintr-o dată. De atunci mă închin ei ca unei mântuitoare. E, frate, câte nu se întâmplă. Să ferească Dumnezeu pe orice cine. Și uite așa. Ei, dar despre ce vorbeam? Da. De atunci sunt cu băgare de seamă și țin totul sub cheie. Hârtii, bani, polițe și cheia o păstrează fata mea, așa că eu nu mai am nicio grijă. Fata asta mea e o sfântă. Ei, de ce te folosești de vorbe de-astea, frate? Cum nu crezi? E o sfântă. Cu minte, modestă. Toată ziulica muncește ca o albină. Și sigur că ar vrea și ea să trăiască, nu? E dreptul ei. Dar niciodată n-a cerut nimic pentru dânsa. De ce nu o măriți, frate? S-o mărit. Păi da, cu ce, omule? Lasă că o să dea domnul. Să scoți 200.000 de ruble pe polițele mele și atunci o să mai vorbim noi. Stai să-ți aduc dovada. Nu pleca. Bine, aștept. Multe întâmplări mai sunt pe lumea asta. Și de tot felul. Fiecare cu ale lui. Nu zic să nu-ți fie milă de ceilalți, dar și dacă ți-e milă de toți, n-ajungi la nicio socoteală. Pentru că și ție poate să ți se întâmple o nenorocire. Așa că e bine să-ți păstrezi mila pentru tine. Ei, da. Mă, băiete, tu aici erai? Scrii de zor, ai? Scrii mereu. A spus ceva? Cum te cheamă, măi, măzgăliciule? Fiți mai politicos dacă nu știți cu cine aveți a face. A, mă rog, iertare, excelență. Dar dacă ai fi mai puțin fudul, ai fi mai sătul. Ia, fă-te încoasă, îți dau niște parale. Mie? Da, da. Ție. Pentru ce? Uite așa, ia-i și să fii sănătos. Vă foarte mulțumesc. Ia ascultă, măi, băiete. Da. Ce crezi tu, bătrânul ăsta? E cinstit? Cum? Îi pot încredința oare polițele fără grijă? Vai, de mine se poate? La ce vă duce gândul? Sigur că puteți. Oricum tu fii cu ochii în patru. Dacă v-ași de seama vreo șmecherie, aleargă de grabă la mine și spune. Fiți fără nicio grijă, nu? Acum du-te și mă zgălește mai departe. Și da? Avocatului mi-ai spus? Ai înțeles? Înțeles. Uite și dovada. Ia, pune-o bine. Așa. Ascultă, frate. Ce fel de om e ajutorul ăsta al tău? Cum ce fel? Niciun fel. Cam prostuț el, dar altfel băia de treabă. Măi, e un șmecher, clasa întâi, ascultă, îți spun eu, fie cu ochii în patru. Da, ne-am luat cu vorba și era să uit că ce-i mai important. Eu mai am o poliță acasă. Am moștenit-o de la unchiul meu, de împreună cu celelalte hârtii pe care ți le-am adus. Doar că polița asta e cu cântec. Vezi că eu am destul avere. Nu mi-ar părea prea rău dacă s-ar pierde, dar oricum, poate că
tot scos tu ceva pe dânsa. Mă rog, dar cine trebuie să dea banii ăștia? O cucoană văduvă, una Lebedkina, o femeiușcă zănatică rău. Are ceva avere? Cum să n-aibă? Are sipitea din gros, dar tot e în stare să plătească. Ei, atunci să încasăm bani. Nu se poate decât dacă o sperii. Vezi tu, semnătura de pe poliță este falsă. Când a dat ea polița și-a luat banii, pe bărbatul găsise de-a blau. Nu putea să miște nici măcar două degete. Dacă e așa, pot spune că banii sunt ca și în buzunar la tine. Nu mă vezi, pe mine nu mă amesteci. Eu sunt negustor cu vază și nu face să am dar averuri bănești cu o femeiușcă. Ai cuvântul meu că în două zile îți încasezi toți banii. Păi atunci să plec și eu acasă, nu? Cum vine, frate, cum vine? Cum bine, cum bine. Aole, ce întunerică pe aici. Ia să facă cineva lumina acolo. Îndată, îndată. Ți-a plecat musafirul, tată? Da, da, fetița mea. Nu poftiți la masă? Mâncați fără mine, fetița ta, în turnă. Fără mine. Ludmila. Da, tată. Eu am de lucru astă seară mai târziu. Așa că dacă tu vrei să te culci, culcă-te, nu mă aștepta. Nu, și eu vreau să mai lucrez. Felizata Antonovna, vrei să mănânci acum? Nu mai aștepți pe nimeni? Bine, am să mai aștept. Stau și eu dacă îmi dai voie. Bine, bine. N-ai și pentru mine o trebușoară, Gerasim Porfirici. Să vă țin companie. Așteaptă, dorme, domn. Așteaptă că o să ai și tu de lucru. Ludmila, Ludmila, iar am de lucru. Iar am proces. Zeița Fortuna îmi zâmbește din nou. O, cât sunt de bucuroasă pentru tine, tată. Pentru mine, fetița mea, nu. Mie, Ludmila, nu mai trebuie nimic. Eu trăiesc doar pentru tine. O, și eu pentru tine, tată. O să avem și noi avere, copila mea. Știi că meseria noastră, dacă ai puțin noroc, te îmbogățești repede. Mm-hmm. Și atunci ai să trăiești și tu pentru tine. Și cât de frumos ai să trăiești. Eu nu înțeleg să trăiesc pentru mine. Fericit poți fi doar atunci când trăiești pentru alții. Nu, nu vorbi așa, nu te umili, că îmi sfâșie inima. Lasă, din pricina mea ți-ai prăpădit-o tinerețea. Da, 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 da. Dar tot eu am să răscumpăr greșeala. Nu renunța la fericirea pe care ți-o dorește tatăl tău. Nu. Și acum, noapte bună. Noapte bună. Îngerul cel bun să te ocrotească. Și pe tine, tată. Of, of. Ce frumos e să vezi așa ceva. Nu ca băieții mei. Cum, mămițu, eu? N-am eu grijă de tine? Nu agonisesc pentru casă? Asta da, așa e. Dar de la tine nu prea am ce aștepta. Altă ceva e cu frate tu, care e și deștept. Eaca, vine cineva. Mă duc să deschid. Am rămas singuri. Oare să-i spun acum? Da. Ludmila Gerasimovna. Da. Ce crezi de frate meu? Nu-l cunosc deloc. Da. De faptele lui. Care fapte? De cât îi face mamiții. Dar ce îi face mamiții? Păi nu stă toată ziua la cafenea? Poate că îi place lui acolo. E, și ce? Așa m-aș putea duce și eu? Și de ce nu te duci? Nu. Eu am alte principii. Mie
Îmi place mai mult acasă. E, asta-i. Ce-i frumos aici? Cum? Firește, nu-i vorba de noi femeile, da. Pentru un bărbat și mai ales pentru unul tânăr. Da. Dacă nu simte nimic. Oh, și dumneata ce simți? Eu, Ludmila Gerasimovna, eu pot să spun acum că... Ce-i cu dumneata? Oh, iar m-a întrerupt. Iată, mă, doamne, de beciul meu! Ce s-a întâmplat? Uite, uite ce mi-a trimis cu băiatul de la cafenea! Poți să citesc? Citește! Mămiță, nu mă aștepta. Sunt la o partidă de cărți. Am mare ghinion. Pierd într-una. Joc cu unul mult mai tare ca mine. Pare om de treabă. Trebuie să-i plătesc datoria și... N-am niciun ban. Din pricina asta nu mă pot scula de la joc și mă înglodez din ce în ce mai mult. Dacă vrei să mă salvezi de la rușine și ocară, trimite-mi prin aducătorul scrisorii 30 de ruble. Dacă ai ști cât sufăr pentru un fleac de sumă ca asta. Auziți, mă rog, fleac, dar ia, du-te și-i câștigă. Aștept și număr minutele. Nu mă nenoroci. Ori banii, ori n-ai să mă mai vezi niciodată. Al dumitale fiu care te iubește, Nicolae. Grozav, mă iubește, n-am ce zice. Și ce ai de gând să faci? De unde vrei să iau atâția bani? N-am la sufletul meu decât 10 ruble și acele puse deoparte pentru mâncare. De trimis trebuie să-i trimiți. A pierdut? Mă rog. Dar cine l-a pus să joace? Nu era mai bine să fi stat acasă? Dar n-ai auzit ce scrie? N-ai să mă mai vezi niciodată. Pentru Dumnezeu, ce vrei să fac? Să mă tai bucățele pentru dânsul? Călău fără suflet. Mare o sândă pe capul meu. Și numai eu știu cât l-am iubit. Da, vorbele sunt deprisos. Pierdem vremea. Iar el, așteaptă sărmanul și suferă. Atâta rău cât sufere păgânul. Dorme tu așa, mamă? Da, mamă. Ia o hârtie și scrie. Da. Cum ți-a trecut ție prin minte să ceri mămiții separate? Datoria ta e să duci în casă, nu să scoți ultimul ban. Stați, nu se poate. E neomenos ce faci. Dă-mi plicul. Așa, scrie adresa. Uite banii. Ce faci? 50 de ruble. Doamne, Dumnezeule. Acum n-avem unde schimba și nici nu-i vreme de pierdut. Dar n-o fi ultimii bani. E tocmai împrejurarea când trebuie să trimiți ultimul ban. Să știi că nici restul n-ai să-l mai vezi. Și acum, dumneata și tatăl dumitale, cât o să stați la mine pentru suma asta? Nu. Chirie e chirie. Banii aceștia nu ți-i dau dumitale. Cu dânsul am să mă socotesc eu. Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Doamne, Dumnezeule, unde se mai află asemenea oameni? Tu te rog și de plicul. Omul așteaptă afară și Nicolae numără minutele. Dormetoșa! Da, mamă. Dormetoșa, mamă. Da. Așează-te la masă cu Ludmila Gerasimovna. Eu vin îndată. Bine, mamiță. Bine. Iaca, acum, e tocmai momentul să-i spun. Ludmila Gerasimovna, da. Cât ești de... Nu-i așa? Față de familia noastră, cât... Ce spui? Da, câtă prietenie, câtă dragoste. Da. Da, da. Sigur că nu fiecare. Domnule, poate... Domnule, mama, hai, ajută-mă să aduc ce ai. Îndată, mamiță, îndată. Sigur, zic... Nu fiecare știe să prețuiască. Nu înțeleg. Da. Iată. Bine l-ai făcut pentru fratele meu. Dar de simțit, simt eu. Parcă el e în stare. Ai odată tot pe tot așa mult am să te mai aștept. Of, mamițo! Acum poate mi se hotărăște soarta și dumneata nu-mi dai pace. Ludmila... A plecat. Nu-i nimic. Rămâne pe altă dată.
Cred, totuși, că treaba merge strună. Da. E dimineață. În căsuța Șablovei ușile se deschid pe rând. Locatarii se trezesc, pornesc la lucru și începe forfota de fiecare zi. Doar Nicolai, venit acasă abia în zori, doarme amețit de băutură cu capul pe masă. Avocatul Margaritov se pregătește să plece și el la judecătorie, iar Ludmila, furișându-și mereu privirea spre colțul unde e Nicolai, își ajută tatăl să-și îmbrace haina. Uite, Ludmila, uite, ține cheile. Da, tată. Dacă pleci de acasă, iar-i cu tine. Bine, tată. Așa. Un sertar la mine sunt hârtii de valoare și n-am încredere în niciunul de aici din casă. Da. Da? Aici, fetițo, e mahalaua flămânzilor. Și flămândul se agață de tot ce nu e pus bine sub cheie. Aici totul se fură și totul se vinde, iar oamenii fără scrupule profită de asta. Când ai să vezi că la noi în mahala vine un om bogat pe jos ori cu trăsură, să știi, fetițo, că nu e lucru curat. Caută cinste ori conștiință de vânzare. Și la tine a venit ieri un negustor bogat. E, cu ăsta a fost în adevăr o minune. La început am crezut că vine la mine să-mi ceară sfaturi cum să ticluiască un testament fals, ori cum să-și înșele mai bine creditorii. Mulți indivizi de teapa ăstuia au venit la mine, dar pe toți i-am dat pe ușa afară. Pentru că vezi tu, fata mea, mizeria merge mână-mână cu viciu. Asta e mai trist ca toate. Mizerii se iartă multe, nici legea nu pedepsește prea aspru. Dar când cineva îți fură banii agonisiți cu trudă ca să-i bea prin cârcim, atunci e strigător la cer. Vedeți? Privește la asta care doarme, la Nicolai. Este unul din aceia care ar avea grozavă nevoie de bani. Mai încet, tată, să nu te audă. Lasă-l să mă audă, că eu nu spun decât adevărul. Îi spune și tu. Cum să nu-ți fie frică de dânsul? De câștigat nu câștigă nimic toată săptămâna. Și ca să stai în fiecare seară la Königsberg ori la Adrianopol, trebuie să ai cu ce. Așa că, fetițo, păzește polițele ca ochii din cap. Da, tată. Așa. Și banii. Banii încuii cât mai bine. Bine, tată, bine. Da, fiindcă veni vorba de bani, dă-mi ceva de cheltuială. Nu mai am bani, tată. E cum așa? Ce ai făcut cu ei? I-am cheltuit. Ești. Da, de ce te uiți așa la mine, tată? Dacă vrei, pot să spun ce am făcut cu banii. Nu-i nevoie. Îmi închipui. Vroiam dar să ghicesc pentru cine e cheltuit. Dar acum am înțeles. Tată, îmi faci o surpriză. Bravo. Cât despre bani, n-avea nicio grijă că am să iau de la negustor. La revedere, fetița mea. La revedere, tată. Și aștept cadou. Nicolai, dragul meu, cât de rău stă sărman. Va veni oare vremea să-ți odihnești capul tău frumos și deștept pe umărul meu? Cât de fericit aș fi! Ah,
Bună dimineața, Finițata Antonovna. Bună dimineața. Poftim. Ce? Îți place? Dar încă biata mamă când îl vede. Uf, neisprăvitule. Aud un glas cunoscut. Bună dimineața, mamă. Glasul dumitale, mai cu seamă când e pus pe ceartă, îl cunosc dintr-o mie. Doamne, doamne, că multă minte îți mai trebuie. Cum ai putut tu să trimiți la maică ta după bani? De unde să aibă ea săraca? Și măcar dacă ar fi fost pentru ceva serios. Lasă, lasă, că nu-i cine știe ce nenorocire. Vorba aceea, i-am jucat, nu i-am furat, n-am parat, le-am plecat. Îți mulțumesc din suflet. Mi-ai făcut un mare bine. Dă-mi voie să te sărut. Fugi, nu te apropia. Mă rog, cum poftești. Te poftesc să-mi spui. Mult are să mai ție asta? Care e asta? Dezmățul tău. Zău, nu știu. Cred că până la cea din tâi afacere serioasă. Nu te mai ascunde după deget că mâini pe Dumnezeu. Afacere ai avut și ai și acum. Astea nu sunt afaceri. Dar ce sunt după tine? Fleacuri. Auzi, poftim, poftim de mai vorbește cu dânsul, că nu vrea și nu vrea să înțeleagă. Toți banii ai spânzurat? N-ai mai adus nimic acasă? Te rog, nu vorbi despre asta. Mă rog. Ce? Cum poftești, dumneata? Da, e păcat că doar nu suntem milionari. S-a zbârlim atâția bani pe fereastră. Te rog, Felița, pantonă. Dă-mi voie să te întreb. Cu ce drept ai oprit-o pe mama să mă întrebe de bani? Și prin ce minune te-a ascultat? Din delicatețe am rugat-o. Despre altceva trebuia să vorbească, nu despre bani. Și despre ce anume? Să te compătimească. Și pentru ce? Să te compătimească pentru că îți pierzi sănătatea. Și apoi ar fi trebuit să te roage să te cruți. Și dumneata, firește, fi bătut în strun. Da. Și eu te-aș fi rugat. Te-aș fi rugat? Prea multă cinste pentru mine. Te-aș fi rugat din suflet să lași tovărășiile proaste. Să nu-ți risipești zadarnic calitățile. Etcetera, etcetera. Cunosc. Te porți exact cum trebuie să se poarte o duducă delicată. Inimile simțitoare întotdeauna se amestecă în treburile altora și dau sfaturi. Mă mir însă de mamă. Banii se pot strânge la loc, dar sănătatea ruinată nu se mai întoarce niciodată. E formidabil. E vorba însă de mama. Nu e nici sentimentală, nici prea delicată. Pentru dânsa, cel mai prețios lucru este banul. Și cea mai mare crimă este să-l risipești. Și uite că a tăcut. În schimb, aud dăscăleală de la străini care n-au nimic de împărțit cu mine. Mă areți minunea, doamne. Te rog să mă ierți. Mă rog, nu face nimic. Continuă dacă îți face plăcere. E atât de ușor să faci morală. Nu fi nedrept, nu mă jigni. Eu nu fac decât să te rog din suflet. Totul e atât de simplu. Să mă rogi? Și pentru ce? Nu-mi cunoști nici viața, nici firea, nici situația în care mă aflu. Uite, mama, o femeie simplă și a avut mai mult simț ca dumneata. A înțeles că aveam nevoie de bani, nu de sfaturi. Și mi-a trimis bani. Eu ți-am trimis, nu mama dumitale. Dumneata? Nu, nu vreau să-ți spun, dar dumneata m-ai silit. Dumneata mi-ai trimis banii. Nu înțeleg nimic. Cine te-a rugat? Mama? Nu. Ți-a cerut împrumut, s-a făgăduit că ți-a dat înapoi. Nu! Atunci cum a fost? Am citit scrisoarea și m-am pus în situația dumitale. Nu mai era de stat pe gânduri, trebuia să ne grăbim. Îți mulțumesc. Bineînțeles că banii ți-i voi înapoia cu prima ocazie. În orice caz, dă-mi voie să-ți spun că ai procedat cam imprudent. Da, se poate. Gândește-te, nu mă cunoști. S-ar putea să nu-ți înapoiezi banii. Nu m-am gândit la asta.
N-am avut decât un singur gând, că ai nevoie de bani. Dă-mi voie totuși să mă mir. Ce-i de mirare aici, Nicolae Andreici? Trăim sub același acoperiș. În afară de dumneata, eu nu văd pe nimeni. Ești un om atât de deosebit. Doamne Dumnezeule, te-ai îndrăgostit de mine. Cum s-ar fi putut să nu mă îndrăgostez de dumneata? Dar pentru ce? Pentru ce? Eu, cel puțin, nu ți-am dat niciodată prilej să crezi. Ba da, mi-ai dat. Adu-ți aminte acum o lună, aici lângă fereastră. Mi-ai sărutat mâna și mi-ai spus că ai murit de fericire dacă te-ar iubi o fată ca mine. Nu a fost o frază, o glumă obișnuită. De ce nu mi-ai spus atunci că glumești? M-ai fi scutit de atâta suferință. Bine, dar ochii dumitale erau înlăcrămați. Erau lacrimi neadevărate. Atunci nici nu mai este glumă. E prefăcătorie, înșelăciune. Ce inimă trebuie să aibă cineva ca să-și bată jocul de o fată ca mine? Iartă-mă, iartă-mă, te rog. N-a fost bătaie de joc. Eu... Mi-am petrecut tinerețea fără dragoste, numai cu dorul de iubire. Sunt modest, nu mă văr în sufletul nimănui și poate aș fi renunțat cu durere și la visul de a fi iubită. Dar sunt femeie. Dragostea înseamnă pentru mine totul. E dreptul meu. Crezi că e ușor să-ți înfrângi natura? Eu totuși izbutisem să mă înfrâng și eram liniștită, fericită, în felul meu. Cinstit a fost din partea dumitale să-mi trezești iar simțirea. A fost de ajuns să aduci vorba de dragoste, ca să mi se răscolească din nou în suflet visurile și nădejdea, să mi se trezească setea de a iubi și pasiunea de a mă jertfi. E o dragoste târzie, poate cea din urmă. Știi de ce e în stare o asemenea dragoste? Și dumneata o iei în râs. Nu, nu, Ludmila Gerasimovna. Sunt încredințat că merit și dragostea și stima unui om cum se cade. Eu însă sunt în stare să te nenorocesc, să-ți distrug viața. Ei, și la ce mi-e bună? Distruge-o. M-aș mulțumi și cu atât. Să știu că-ți îndulcesc viața, că-ți pot aduce o consolare. Cum? Să-ți distrugi viața numai pentru ca să aduci o mângâiere? O consolare? Nu, nu te prețuiești cum se cuvine. Bineînțeles că altceva visez eu. Visez să te văd liniștit, fericit. Și pentru asta sunt gata de orice jertfă. Oricare. Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Iartă-mă pentru cele ce ți-am greșit. De data asta însă voi proceda cinstit cu dumneata. Îți voi spulbera iluziile. Nici fericire senină, nici femeie ca dumneata nu merit. Nici nu mi-este îngăduit să doresc. Mie îmi trebuie altceva. A ce anume? Oh, sunt atât de obosit. Obosit. Ar trebui să te odihnești. Ești atât de bună. E, Ludmila Gerasimovna, urâtă-i viața pe care o duc.
pe viitor se arată și mai urâtă. Făgăduiești-mi cel puțin că n-ai să mă ocolești când ai să ai nevoie de o vorbă bună, de o mângâiere. Îți mulțumesc. Din suflet îți mulțumesc. E, și acum am să plec. Ți-a căzut ceva din buzunar? Ha? Un revolver? Ce vrei să faci? Bagă de seamă, este încărcat. Ce caută la dumneata? Am dat de dânsul un întâmplător și cum era ieftin, l-am cumpărat. Oricum, e un lucru folositor. Poate să am cândva nevoie. Am să-l încui la mine. Când o să-ți trebuiască, îmi spui. Într-adevăr, e mai bine să-l iei. Că altfel, tot uitându-mă la el, cine știe? Cu câtă nepăsare vorbești de lucruri atât de groaznice. Iată că te-am pus pe gânduri. Îți spui, n-o fi la mijloc un amor nenorocit? Or-o fi cheltuit banii statului? Ca și cum n-ar fi pricini cu mult mai simple. Care pricini? N-am de ce trăi. Pentru ce? Cum mi-ar plăcea să trăiesc, nu se poate. Și cum se poate, nu-mi place. Oh, ce silă mie de viață. Ce silă. Nu vorbi așa. Nu mă chinui. Mai bine la sinceritatea mea. Hai, răspunde tot cu sinceritate. Și ce ai vrea să-ți spun? Să-ți povestesc toată ticăloșia în care am căzut? Fie, am să-ți povestesc, dar nu acum, sunt prea obosit. Nu, nu acum, dar mai târziu, penserat, îmi făgăduiești, hai să fii acasă. Da, acasă. Atunci, la revedere, mă duc. La revedere. Poftim. Asta nu mai lipsea. Complicații sentimentale. Da, sfârșit, voi descurca eu. Și totuși, parcă ți oarecum mai cald când știi că te iubește cineva. Mănițu! Mănițu! Vine Varvara Aritonovna! Varvara Aritonovna! Varvara! Ia la! Să nu o vorbi prostii! Cucoană, ca dânsa are să vie în cocioaba noastră! Parcă are nevoie să vie ea în persoană! Eu nu știu atunci cine să fie dacă nu ea! Uite! Uite-te singură! Eu am plecat! Mare! Mare, ți-e minunea ta, Doamne! Știți că e o treabă gravnică? Mamă, eu mă duc la mine în cameră. Dacă întreabă de mine, spune că nu s-a căsit. Bine, bine, bată-te să te bată de aristocrat. Dau fuga, dau fuga să o împingi. Bună ziua! Bine ai venit la noi, binefăcătoarea mea! Prin ce întâmplare fericită! Ah, am venit, dragă ferița ta Antonovna, să-mi dai în cărți, dar repede. Cât ai clipi, maică! Cărțile-s totdeauna la mine, ca soldatul cu arma, așa și eu cu ele. Ia spune, maică, ce vrei să-ți ghicesc? De dragoste? De afaceri? Da, 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 de toate, de toate. Da, hai mai repede. Să menesc pe doamă? Da, pe mine, pe mine. Hai, întinde-le mai repede. Gata, mătușca, le-am și întins. Ei, și ce vezi? Văd că... Ei,
parcă ar fi vorba de o afacere de bani. Oh, ia uite-te bine cum cade. Am să plătesc sau nu? Pare-mi se că ai să plătești. Oh. Da, da, ai să plătești. Dar nu-mi convine deloc. Acum vine iarna și știi câte cheltuiele am eu. O operă serate, noutăți din străinătate. Numai mănușile astea mă costă o avere. Păi da, mai e vorba. N-am deloc chef să plătesc. Iarna oamenii cu cap împrumută și eu să scot banii. Nu, asta e bună. Doar am și eu nevoie de ei. Uite de pildă pălăria asta. Nu e cine știe ce, dar mă costă și ochii din cap. Îmi stă bine. A, celui frumos îi stă bine cu orice. Dar celui hâd pune ce mai frumos pe lume, că tot hâd rămâne. E, maică, vă să zic că ești datoare. Ah, sigur că sunt datoare, dar când nu sunt eu datoare? Și cui datorezi? Negustorului Dorotnov. De împrumutat, am împrumutat de la unchisul. Dar am moștenit el totul. Ah, unchisul era om politicos. M-ar fi așteptat. Dar nepotul e un bădăran. Și nu-i chip să cădeți la învoială? S-a împlinit termenul, așa că m-am dus astăzi la el să-mi preschimbe polița. Uite ce e cu coană, zice, dumneata mie nu-mi datorezi nimic. Polița cu pricina am dat-o notarului Margaritov. Socotește-te cu dânsul. E limpede, vrea să mă execut. Margaritov? Păi ăsta locuiește la mine. Uite notăile cele de colo. Zău! Ce fel de om e? Turc. Oh. Nu se înduplecă? Nici cât negru sub unghie. Dar să cadă măcar la învoială. Să ia de la mine numai jumătate. Și pentru asta îi dau 1000 de ruble. Nici n-are să te lase să deschizi gura. No. L-a pălit așa, tamne sau? O cinste grozavă. Și cât e jumătatea aceea suflete? E mare? 6000! Ai, 6000! Zău! Zău, te n-aș mura polița pentru tine, dacă aș putea... Fur-o, suflete, fur-o! Grozav de greu îmi vine să plătesc. Da, parcă pot să fug ceva de la dânsul. Încuie totul cu 7 lăcăți. Și mai are șofat. O da, domnișoară, nu? Delicată, tare. Dar tot îi se scurg ochii după Nicolae al meu. Oh, spune pe șleau, trăiește cu el? Vai, matușca, e fată cinstită. Numai că e amorezată lulea, asta e. Ah, mă rog, mă rog, și asta e bine. Mi-a venit o idee. Să vezi că se aranjează afacerea mea. Dar Nicolae e acasă? Nu mi-a dat voie să spun. Aha. E ocupat? Ce ocupat? A chefuit toată noaptea așa cum se odihnește. N-are nevoie de bani. I-aș da cu plăcere. Pot să-l văd? Ce nu se poate pentru tine? Orice se poate. Hai, hai. Nicolae. Nicolae! Ce? Vin aici! Stați de vorbă în liniște, că eu nu mă stingeresc! Care împrejurări datorezi cinstea? Spune mai bine plăcerea! Ce porunciți? Da, nu poruncesc nimic. Se spune că grădina de iarnă de la Strelna e o minune. Da, așa se spune. Ah, acolo ar fi de mers. Și de ce nu te duci? Pentru că orice s-ar spune, Strelna e totuși o cafenea. Nu se cade să mă duc singură. Ci în doi, cu un bărbat tânăr. Tot nepotrivit. Dar eu din două orele îl aleg întotdeauna pe cel mai plăcut. Gândește-te, am stat sub un palmier, am putea lua și masa acolo. Însă nu-ți fie frică, n-am să te țin prea mult. Te duc și
Te aduc cu trăsura înapoi acasă. Mă întorc și beau ceaiul aici. Da. Ha, ai fi mai drăguț cu mine. Varvara Ritonovna. O, scumpul meu prieten, cât de plicticos e câteodată de trăit. Dumneata cel puțin poți trăi, dar eu... Cum și dumneata ești nenorocit? O, oh. Oh, bietul copil. Și fuge de femei. Păi numai femeii le pot mângâia. Dă mâna. Oh. De ce plângi? Dragul meu, nici nu știi ce grea e viața pentru o femeie singură, fără sprijin, fără protector. Sunt foarte nenorocit. După cum văd, eu trebuie să te consolez pe dumneata, nu dumneata pe mine. O, nu, nu, la mine nu durează decât o clipă. Îndată sunt iar veselă. Hai să mergem. Felița Antonovna, da? Mai ești acolo? Da, matușca. Ei, noi plecăm. Îl iau pe fiul tău cu mine. Așteaptă-ne. Să știi că ne întoarcem să bem ceaiul aici. Bine, matușca, bine. Aștept. Să mergem, scumpul meu cavaler. Gata, au plecat. Nu mai e nimeni. Mi-e inima strânsă. Tata spune că cei bogați nu vin în mahalaua noastră cu gânduri bune. Mi se pare că vizita asta nu ia bine. Singură la geam. Acum e momentul. Nici că se poate mai potrivit. Ludmila Gerasimovna. Da? Nu, n-ai de trimis vreun răspuns lui tăticu. Eu mă duc. Mi-a dat dispoziție să-l întâlnesc la judecătoria de ocol. Nu, n-am niciun răspuns. Da? Cum să... Ludmila Gerasimovna. Da? Vezi? Ce să văd? Pe fratele meu cum s-a răsturnat în trăsură ca un conte. N-are pic de rușine zău, așa ar trebui să se ascundă. Uite, uite. Gata, au plecat. Dar de ce să se ascundă? Să nu-l vadă oamenii cum se cade și mai ales creditorii, pentru că au să-l închidă Ludmila Gerasimovna. Cum? Ce-ai spus? Da, mâine îl vâră la închisoare. Cum? La ce închisoare? La Voskresenski pentru datorii. N-are încotro, trebuie să intre la închisoare și încă pentru multă vreme. Am văzut cu ochii mei și actul de acuzare și chitanța pentru plata hranii. Numai mamiții nu-i spun nimic. Ce s-o mai amărăsc degeaba? Da, așa-i trebuie. Firește, ca rudă mimilă. Noi o să ne ducem să-l vedem la închisoare, Ludmila Gerasimovna. Oricum, e frate. O să-i ducem cu vrici. Ludmila Gerasimovna. A crezut? Hai, hai de mine. Ce-i asta? Ce-i asta? Mamițo! Ludmila! Ludmila Gerasimovna! Moare! Mamițo! Au trecut doar câteva ore de când Ludmila a aflat că Nicolae va fi închis pentru datorii. Neliniștită, îi așteaptă reîntoarcerea.
O trăsură s-a oprit la scară. Ludmila zărește pe fereastră pe Varvara Haritonovna, care vine însoțită de Nicolai și fuge în camera ei. Bătrâna Șablova a ieșit însă în prag să-și întâmpine protectoarea. Iată, Varvara Haritonovna, că te văd iar. Hai, ce noroc am avut eu, de două ori într-o zi. Uite, și samovarul parcă știe pentru cine a fost pus. Așa se grăbește. A și scăzut de când fierbe. Nu, lasă, ferița ta, Antonovna, nu te mai osteni. Mai am ceva important de vorbit cu Nicolai. Mamă, Ludmila Gerasimovna e acasă? Acasă. E în odaia ei, pe semne că se odihnește. Vorbiți mai încet atunci. Oh, am să mă plâng de băiatul tău. Poate să mă ajute și nu vrea. Cum se poate asta, Nicolinca? Pentru Varvara Haritonovna trebuie să facem totul ca niște robi, orice ar fi. Bine, mamițo, bine. Acum lasă-ne o clipă singuri, că avem de vorbit, drag. Vă las, vă las. Plec. Ai, grozavă masă. Stai, n-a dormi? Nici mult nu-mi lipsește. E, cum e, dragul meu, cum e? Hai, vorbește. Ce mă sfătuiești să fac? Iată sfatul meu. Adu imediat banii. Va. Altceva nu e nimic de făcut. Doar mi-ai spus chiar dumneata că-i scălitura de pe poliță e falsă. E, și dacă l-aș fi rugat, bărbatul meu nu m-ar fi refuzat. Înseamnă că e același lucru. Nu l-ai rugat, nu-i așa? Iscălitura nu e a lui. Ce ciudat judeci. Cum putea să iscălească dacă era paralizat? Asta se numește excrocherie. Va. Știi ce pățește cineva pentru asta? A, nu, nu mai mă speria. Știu. Știu ce mă poate aștepta. Atunci adu banii. Dacă nu i-ai, împrumută de undeva cu orice procente. Dar n-am chef deloc. Crede-mă că ți-am dat sfatul cel mai bun cu putință. Nu mă mai iubești, de asta vorbești așa. Nu e cel mai bun sfat. Nu pot să cred că notarul nu poate fi înduplecat să-l înșele pe negustorul acela Dorobnov. Să-mi ia numai jumătate din sumă și pentru o steneală. Împărțiți pe din două. Cum vrei să mă duc la un om cinstit cu asemenea propuneri? Cum are să se uite la mine? Ce are să-mi spună? Atunci fă ce te-am rugat eu. Adică Ludmila să... Este cu neputință. Bine, dar singur mi-ai spus că fata lui te iubește. Celui pe care îl iubești nu-i poți refuza nimic. Știi, eu judec după mine. Este un suflet nevinovat. Cu atât mai ușor o poți înșela. Și atunci jumătate din bani vor fi ai tăi. Că e o sumă frumușică, dragul meu, și cred că ai nevoie de ea. Nu mă ispiti cu banii. Sunt la mare strâmtoare. Nu mai pot garanta de mine. E de ajuns o clipă de slăbiciune ca să mă scufund. Mâine voi fi închis pentru datorii. Așteaptă rușine și umilință. Fie-ți milă de mine și nu mă ispiti. Eu îți ofer tocmai mijlocul ca să scap de rușine. Există și altă cale. Ceea ce-ți propun eu e atât de simplu. Soluția mea e și mai simplă. Ce? Un glon te întâmplă. Pe nimeni ca să-mi dea pe credit. Am atâtea datorii. Cu plânsul nu faci nimic. Trebuie să treci la fapte. Ai ceva bijuterii briante. Am chiar foarte multe. Foarte bine. Le amanetez la Muntele de Pietate. Da. La Muntele de Pietate. Da. Doamne, mai că eu nu știu cum. Te ajut eu. Mulțumesc din suflet. Ești singurul meu prieten. Mergem împreună mâine dimineață. Da. Vezi ce bine se aranjează toate până la urmă. Ce cu dumneata? De ce râzi? Cum să nu râzi? Cum să nu râzi dacă ți-i închipui că aș putea să mă despart de bijuteriile mele? Nu că trebuie să fii nebun. Vai, ce nostri. Iartă-mă, te rog.
Eu numai din devotament pentru dumneata. Nu fi caragios. E posibil să sfătuiești o femeie să-și amaneteze bijuterie? Atunci ce-i de făcut? Crezi cumva că nu am suma asta, orică mi-e greu să o găsesc? Banii de care e vorba ți-i procur într-o oră. Dacă e așa, nu văd unde e greutatea. Da, aici. Datoria nu e importantă pentru mine, da? N-am chef să o plătesc. Ah. Da, 12.000 înseamnă o sumă frumușică pentru oricine și eu am vrut să te încerc. Cum? Să văd dacă meriți cu adevărat dragostea mea. Oh. Atunci se schimbă totul. Trebuia să pricepi de la început. Da. La asta am să mă mai gândesc. Până mâine mai este vreme. Eu am să aduc în orice caz toți banii și am să văd dacă mă iubești. Gata. Acum plec. Îți dau voie să mă săruți. Aici, pe obraz. Gata, plec. Cu bine. Pe mâine. La revedere. Nicolae Andreici, ești singur? Da. Te deranjezi? Deloc. Pari indispus. Ești neliniștit. Te aștepți poate la vreo neplăcere. Ai aflat? Spune, ai aflat? Da. Aș vrea să nu mă disprețuiești. Nu. De ce te-aș disprețui? Trebuie numai să știu situația în care te găsești. Să nu mi-ascunzi nimic, te implor. Mă rogi să nu-ți ascund nimic. Înseamnă că mă bănuiești de ceva foarte urât. Dacă aș avea asemenea bănuieli, nu te-aș iubi. Altă nenorocire nu-i decât că am datorii foarte mari. Dar tocmai asta vreau să știu. Cum te-ai îndatorat? Față de cine și cu cât? Mai de mult. Pe vremea când credeam că sunt cel mai mare avocat din Moscova, trăiam foarte larg. După viața studențească de lipsuri, să te trezești dintr-o dată cu câteva mii de ruble în buzunar, e firesc să-ți pierzi capul. Mese, petreceri, începusem să mă lenevesc. Nemai având procese serioase, m-am trezit la sfârșitul anului fără bani și cu datorii. Și atunci am făcut prostia de neiertat, pentru care pătimesc și astăzi. Ce ai făcut? Am socotit că nu-i potrivit să renunț la viața pe care o duceam, ca să nu-mi pierd relațiile. Am împrumutat dintr-un singur loc o sumă importantă, cu procente mari, în așteptarea unei șanse viitoare. Speram să-mi cadă în mână un proces mare. Procesul cel mare n-a venit, banii i-am cheltuit și datoria mi-a rămas cam un ștreang de cât. Acum, ștreangul acesta, amărăciune și desnătejdea mă sucrumă. Din asta am ajuns la o viață fără rost prin cafenele. Iată toată povestea mea. Datorezi mult? Vreo 3.000 de ruble pentru mine este o sumă colosală. Cui ești dator? Unui cămătar vestit în toată Moscova. Spune repede cum îl cheamă. Mă duc să-l rog să te păsuiască. Îl voi implora, voi plânge zadarnic. Nu este om, ci piatră. Da, atunci cum să te ajut? Nu este cu putință. Am făcut o greșeală care nu se mai poate îndrepta în niciun chip. Adică ar fi un mijloc. Spune, dragul meu. Împreună
zic, așa stau lucrurile. Bravo, frățioare. Ludmila Gerasimovna. Da. Vin din partea lui tăticu. Mi-a poruncit să-ți dau polița asta și a spus ca imediat să o pui în mapă și sub cheie. Bine. Altceva nimic. Nimic, da. Da. Ai văzut ce încredere are în mine. Ție zice, ți-o pot încredința. Tu nu ești ca frate tu. A spus el asta? Nu. Nu te supăra pe tata. Nu te prea iubește din pricină că nu te cunoaște. În frate tu zice, n-am încredere nici de un ban. Dar în tine am. Dom'le, tu. Foarte bine. Foarte bine. Ieși afară. Ce? De ce te rățoiești așa la mine? Eu am în față de Ludmila Gerasimovna intenții nobile, nu ca tine. Ești. Ludmila Gerasimovna. Da. Ludmila Gerasimovna, eu trebuie să vorbesc cu dumneata, da. Serios. Foarte serios. Da, da, cu plăcere. Și eu trebuie să vorbesc, dar nu acum. Mai târziu, altă dată. Ieși afară când îți spun! Ia, ia ca mă duc, mă duc. Da. Da. Ai să vezi tu. Ai să vezi tu ce o să fie cu mine și cu Ludmila Gerasimovna. Ieși! Spune-i că ar fi un mijloc. Da. Da, este. Am făcut o prostie și m-am încurcat. Ca să mă descurc ar trebui... Dar ce ar trebui? Să fac o crimă. Groaznic! Cu câtă ușurință vorbești despre asemenea lucruri. Sufletul dumitale este atât de curat. Rar ai prilejul să auzi asemenea vorbe. Nu, 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 să nu faci nicio crimă. Doamne Dumnezeule, dar dacă trebuie neapărat, pune-mă pe mine. Poruncește-mă. O fac eu ce crimă. Un furt. O groaznic, oribil. Da, într-adevăr, nu este prea frumos. Dar cum poți glumi? Pentru mine este o tortură, un chin să te ascult. Atunci liniștește-te. De ce să te chinuiești și dumneata? Lasă-mă în voia soartei. Stai! Stai, nu mă respinge. Am hotărât să fac orice pentru dumneata. Orice-i pune la cale, sunt complice. Ce să fur? De la cine? De la tatăl dumitale. Cum? Râzi de durerea mea. De la tata nu-i nimic de furat. Ba da, o poliță a femeii pe care ai văzut-o astăzi aici se găsește în mâna tatălui dumitale. Ea nu vrea să plătească toți banii și mi-a propus să-mi dea jumătate dacă reușesc să fur polița. Vai, 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 ce tortură! Dar măcar banii aceia ajung ca să te salveze. Și prisosesc chiar. Și după ce ai să plătești datoria, ai să te lași de viața asta fără niciun rost și ai să începi să muncești. Sigur. Nu numai că am să părăsesc viața dinainte, dar am să o și blestem. Asemenea lecție învață în minte pe oricine. Oh, nu-i cu putință să fiu salvat, Ludmila Gerasimovna. Iartă-mă. Nu-ți fă o părere proastă despre mine. Liniștește-te. N-am să recurg la niciun mijloc imoral ca să mă salvez. Mi-e rușine de mine. Rușine. Cum am putut sta la îndoială? Cum am putut să ascult fără să protestez acele propuneri infame? Dragul meu, ce suflet nobil ai. Da, dar cum să te salvez? Eu te iubesc. Fără dragoste asta, viața nu mai înseamnă nimic pentru mine. Liniștește-te. Liniștește-te. Eu am făcut prostia. Eu trebuie să-i spășesc. Numai, uite ce-i... Dă-mi înapoi revolverul. Nu! Nu, nu. Și asta e o nelegiuire. Și încă și mai grozavă. Ce-ți trece prin minte? Nu te teme. N-aș face una ca asta. Doar dacă mi-ar fi peste putință ca să îndur. Acolo, la închisoare.
Iată. Iau. Ce-i asta? Polița Lebedkinei. Nu, nu, nu primesc asemenea jertfă. Este cu neputință. E cu neputință. Vino-ți în fire. Salvarea ta e în mâinile mele. Trebuie să te ajut. Altfel de dragoste. Nu știu. Nu înțeleg. Eu îmi fac numai datoria. Ludmila! A plecat. Dumneata, ți-ai făcut datoria. Acum știu și eu ce-mi rămâne de... I-a șoptit frumoasa Varvara Haritonovna lui Nicolae la despărțire. Și acest mâine a sosit. Tânăra și ușurată ca văduvă se apropie de casa Șablovei, veselă și încrezătoare în farmecul ei. Da, da. Poftim, intră. Pe cine cauți? Nu mă recunoști? Vai, Varvara Haritonovna! Zău că nu te-am recunoscut cu șalul ăsta pe cap. Am pus șalul pentru că n-am chef să se afle că am fost astăzi la tine. În mahalaua voastră se găsesc întotdeauna curioși. N-ai grijă! N-ai grijă că nu află nimeni. Notarul e acasă? Nu. Nu vreau să mă vadă. A plecat cu noaptea în cap. Dar fiică sa. Nu intră aici, fii pe pace. E nădaia ei. Dar azi nu știu ce are. E cam bolnavă. Sau poate supărată. Supărată? Spune, dragostea mea, ce dorești? Vreau să-l văd pe Nicolae Andreici. Ți-l trimit îndată. Și n-avea grijă. Când vine notarul, te scot pe scara de din dos. Bine. Mă duc să-l chem pe Nicolae Andreici. Hai, dragă. Bună dimineața. Bună dimineața. Iată-mă, am venit. Ai adus banii? I-am adus. Toți? Toți. Crezi că o să trebuiască toată suma? Desigur. În ce ai nedăștuit? Dumneata, dragul meu. Ești foarte pătrunzătoare și sigură de dumneata. Probabil că de multe ori ai avut prilejul să-ți încerci puterea seducției asupra inimii bărbaților. Da, da, mi s-a întâmplat adesea. În asta am noroc. Pentru mine au făcut jertfe mulți bărbați. Așa că n-ar fi deloc de mirare dacă și eu... De ce ar fi de mirare, dragul meu? Ai dreptate. Ai perfectă dreptate. Ce? Poftim. Iată polița. Mă așteptam la asta. Îți mulțumesc, scumpul meu prieten. În adevăr, iată o dragoste care merită toată încrederea. Și răsplată. Firește, numai că, dragul meu Nicolae Andreici, o să trebuiască să mai aștepți puțin de... Cum? De inimă, nu-i așa, nu poți dispune după plac, dacă e prins. Bine, dar în afară de inima dumitale... Vorbești despre bani, așa? Sigur. Banii ți-i dau, n-avea nicio grijă. Numai că încetul cu încetul. În voie, te rog. Eu m-am ținut de cuvânt. În mâinile dumitale se găsește o hârtie de valoare. Pe câtă vreme eu m-am ales cu vorbe și făgăduieli fără de niciun preț. Vai. Vrei să mă înșeli? Nici de cum am să-ți dau ce ți-am făgăduit. Numai că... Nu imediat. Mai așteaptă. Dă-mi înapoi, polița. Ori ești foarte naiv, dragul meu. Ori mă socoți pe mine proastă. În cazul acesta am să fiu nevoit să te denunț că mi-ai smuls hârtiei. Ai să fii perchiziționată. Nu! Nu-ți dau drumul să pleci de aici. Vai, ce îngrozitor. Ai mai glumi așa. Dacă aș fi o femeie nervoasă, m-aș speria teribil.
Noroc că sunt tare de fire și nu îmi pierd niciodată prezența de spirit. Uite și acum am să-ți arăt că sunt prudentă și foarte îndemânată. Ce faci cu Polița? Am aruncat-o în sobă. Uite ce frumos arde. Ce repede dispare scrisul până și scrum s-a dus pe coș. N-a mai rămas nici urmă din datoria mea. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă, mă simt ușor ca un fulg. Cred. Nu-mi rămâne decât să te adun. Vai, ce repede și simplu s-a făcut. Și știi, nu mă simt vinovată cu nimic. Cred. Totul cu mâinile altora. Mie nici prin minte nu mi-a trecut ca ai să te prinzi. Chiar dacă duc o viață liberă, da, sunt înconjurată numai de oameni respectabili. Da. Întâmplarea a făcut ca în societatea noastră să se ivească un tânăr simpatic, amabil și atât de îndatoritor, care firește pentru bani. Destul. Am și eu de spus ceva. Ia. Dumneata mi-a încredințat această afacere necurată, dorind să afli dacă îți merit dragoste. E bine, închipuiește-ți că și eu, dându-ți acest semn de încredere, am dorit să văd dacă meriți iubirea mea. Și s-a dovedit că n-o meri. Nu. Ai, ce păcat! Ce să faci? Nu poți să fii pe placul tuturor. De altfel, dumneata, te poți consola ușor. Te iubește o fată care desigur că întrunește toate calitățile la care visezi. Poți fi fericit. Am să fiu, n-avem nicio grijă. Foarte bine, nu sunt invidioasă. Antonovna, vine notarul, l-am văzut pe fereastră. Oh, ascunde-mă undeva, dragă fericită Antonovna, și după ce intră la dânsul îmi spui, da? Dar bagă de seamă, nu m-ai văzut. Bine, matușca, nu te-am văzut, nu te-am zărit. Hai, hai de pe scara de timp. Câtă abilitate și viclenie. Să mă apuc de lucru. Ce-i dorme de unt? Aici erai, Nicolae. Mai bine mi-ai dat o mână de ajutor, zău așa. Numai după procura asta am de făcut 7 copii. Bine. Dă-mi le fac sus la mine în cameră. Bun. Ascultă, dorme de unt. Da. Când iese Ludmila Gerasimovna din odaie, fă bunătate și mă cheamă. Vreau să-i spun ceva înainte de a se vedea cu taicăsu. Bine, am să te chem. Cum nu? Așteaptă tu mult și bine. N-ai ce vorbi cu Ludmila Gerasimovna, știu, ții capul numai la prostie. Nu mai, frate, nu mai sunt eu prostul proștilor. Să dai frumos cel la tine sus. Bună ziua. Bună ziua, dormitor. Bună ziua, Gerasim Porfirici. Haide, haide, scrie. Scrie? Da. Scrie acolo. Oh, grozav sunt dostenit, frățioare. Nu mai văd capul de treburi. Dorme, domn? Da? M-au năvălit procesele. Aseară am fost la masă la Dorotnov. Erau acolo o droaie de negustori. Mi-au făcut capul calendar. Unul cu afacere, altul cu un proces, al treia cu urmărire. Și dovedește că ești cinstit, mi-au spus ei, și o să te umplem de bani. Auzi, dorme, domn, dacă sunt cinstit, e bine, știi ce le-am răspuns? Nu? Păi eu sunt mai cinstit decât voi toți la oaltă. Acum rămâne să termin cu bine vreo 2-3 afaceri mai însemnate ca să le arăt eu ce pot și pe urmă bani cu nemiluita. Da. Ludmilocica, n-ai ieșit din odai? Încă nu. Dorme, domn? Da. Oare nu s-o fi simțind bine? Nu știu. Nu știu. Hai, scrie. Scrie, scrie. Da.
Da. Da, ce folos că scrii destul de citeți, dar în schimb faci niște greșeli dormedon, da. De ți se zbârlește părul în cap. Da, greșel cu duiumul. Dar zău că fără voia mea, Gerasim Porfirić, numai visurile sunt de vină. Păi nu mai visa când scrii. Uite, alaltăieri. Da? Alaltăieri, în loc să scrii departament, da, ai scris fixativ. Și încă ce frumos ai caligrafiat. Știți, voiam să mă duc la frizer și să fac așa, ca să-mi stea părul cât mai fix. N-aveam în minte decât fixativ. Auzi, dumneata, în loc de departament, fixativ. Eu mă duc să-mi aduc servieta și viu să mă așez aici lângă tine să lucrăm. Da. Așteaptă o clipă că mă... Da, gerasim. Fixativ. No. Gata. S-a isprăvit cu visurile. Tot ce-mi trece prin minte, tot pun pe hârtie. Ia că mai de unul ți-am stricat o coală timbrată de 40 de copeici. Intră la socoteală? Intră. Trebuia să fac o copie de pe un act de vânzare-cumpărare și să trec anul cu tare. Încolo m-am pomenit scriind versuri. Abia la al patrulea vers mi-am dat seama și m-am pocnit cu palma peste frunte. Dovedește, dovedește că ești cinstit. Auzi, dumneata, auzi. Păi bine-mi vine mie să aud una ca asta dormetând. Dacă vor cinste, să vină la mine să-i învăț eu ceea ce e cinste. Sigur. Auzi, dumneata, dormetând. Da. Ia uite-te tu pe listă câte polițe avem. 16. Pe a 17 am adus-o aseară. Auzi, dumneata. 13, 14, 15, 16. Dar a 17 unde e? Dorme, domn, lipsește polița Lebedchini. E acolo. E, nu e. Nu e, spun că... E acolo, e acolo. E, nu e, uite-te și tu că nu e. Nu se poate, doar suntem oameni cinstiți. Mi-ai dat polița și mi-ai poruncit să o aduc acasă. Eu am adus-o. La mine e ca și cum ar fi în buzunarul mitale. Aceeași cinste, aceeași încredere. Am dat-o lui mine, Gerasimovna, în mână și ea e și mai cinstită decât noi. I-am spus, pune-o în mapă. Asta înseamnă că e în mapă, pot să pun mâna în foc. Mapă, mapă, mapă. Nu e nici... În ma... Dormedon. Da. Ești un hoț. Asta nu... Nu cred, Gerasim Porfirić. Nu cred că aș putea fi hoț. Care din voi a alergat la Lebedchina? Ori poate că a fost chiar aici. A fost. A fost ieri chiar de două ori. I-ați vândut polița. Cum s-o vând când am dat-o chiar eu lui Dmitri Gerasimovna în mână? Dacă nu e în mapă, înseamnă că e la dânsa. Da? Ce-am aici? Da, da. Ludmila Gerasimovna, pot să intru? Nu răspunde Gerasim Porfirić. Intră în cameră și cheamă aici. Da, intru, Gerasim Porfirić, ok. Da. Ludmila Gerasimovna, nu ce? Cum? Ajutor! Săriți! Gerasim Porfirić! Ce? Ce s-a întâmplat? Moartă! Ce? Gerasim Porfirić! Moartă! Nemișcată! Gerasim Porfirić! Cum? Ce spui? Care din voi ați făcut asta? Voi, ce tare m-ați speriat! Dar de ce strigați așa? Ludmila! Dumneata? Ce caut atunci revolverul acela? Pe măsuța dumitale de lângă pat. Tați, te rog, nu-i treaba dumitale. Știi, tată, astă noapte n-am închis ochii aproape deloc. De aceea m-am culcat acum și am adormit atât de adânc. Ludmila, mi-ai tras o spaimă, nătărăule. Da, ia-l treabă-mă pe mine. Mă mir că n-am murit de frică. Și acum îmi tremură inima ca frunza. Ludmilocica, Ludmilocica, hai, hai, dormedon, treci la masă și scrii. Da. Spune, spune, Ludmila. Da. Ți-a dat dormedon polița Lebedchini?
Da. Mi-a dat-o. Vezi? Nu ți-am spus eu. Iartă-mă. Iartă-mă, dorme, dorme. Acum m-am liniștit. Hai, scrie, 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 nu sta. Cinste nemaipomenită, Gherasim Porfirici. Ludmiloșca va să zică, polița e la tine. Nu. Nu e la mine. Cum? Atunci unde e? Am dat-o. Ai dat-o? Cui? Și pentru ce? Așa a trebuit. N-am putut face altfel. Cum? Cum n-ai putut face altfel? Ce tot vorbiști? Cum n-ai putut să păstrezi un lucru străin, încredințat tatălui tău, pentru care el a garantat cu cinstea lui? Nu, nu, nu mai înțeleg nimic. A trebuit să o dau, tată. Nu știu, am îmbătrânit eu și m-am prostit sau s-au schimbat toate pe lumea asta. Nu mai există lucru altuia. Nu mai există cinste. Hoția nu se mai cheamă hoție. N-am putut face altfel. Spune-mi cel puțin prin ce vicleșuguri te-au ademenit. Ce diavol ți-a ispitit sufletul tău nevinovat? Nu, tată, nimeni nu m-a înșelat. Nimeni nu m-a ademenit. Am dat-o de bună voie. Am văzut că se pierde un om, că dacă nu-l ajut fără întârziere, la mine însă rușinea și poate sinuciderea. Nu puteam sta pe gândul, tată. Trebuia să-l ajut să-l scap, să-i dau tot ce aveam la mine. Frate, nu ți-a fost de ajuns cât ne-ai chinuit? Ai vrut să ne distrugi de-a binelea. Cum? Va să zică pentru el, pentru Nicolae? Da. Acum sunt cu adevărat un cerșitor. Înainte eram de plâns pentru că eram sărac, dar aveam un copil. Acum nu-l mai am. Mă izgonești, tată. Nu, nu, iartă-mă. Nu mai știu ce vorbesc. Am eu vreun rost pe lumea asta fără tine? Vino, vino, copila mea. Vino în brațele mele. Te iert. Vom împărți durere. Vom plânge împreună greșeala ta. Nu, nu te izgonesc, dar numai gândul ăsta și mă îngrozește. Să te las unui desfrânat, unui bețiv, unui hoț. Te rog, tată. Taci, bătrâne. Am auzit destul. Uite-l, uite-l. Trăiește din durerea, din lacrimile altora. Frate său și maică-sa muncesc în sudoarea frunții și el le bea bani agonisiți cu trudă. Dar ce bani se pot găsi la o familie săracă? Nu-i ajung pentru chefuri și desfrâuri. Nu-i nimic. Mai sunt și alți oameni săraci pe lume. De ce să nu-i prade și pe ei? Ce-i pasă lui de munca, de lacrimile altora? Lui trebuie să bea, să petreacă. Haide, haide, copila mea, să fugim din casa lor. La insulta dumitale, haide, să răspund tot cu insulte. Îți respect, bătrânețea, fără insulte, dar cu mult mai aspru am să te pedepsesc pentru nedreptatea pe care mi-o faci. La mine trebuie să vii, Ludmila. Aici, la pieptul meu, mie mi se cuvine mângâierea ta, căci eu sunt cel năpăstuit pe nedrept. Taci, ticălosule, ferește-te de el, Ludmila. Vino cu mine, cu mine. Tată, m-am hotărât. Mă duc la el. Stai, oprește-te, copilul meu. Tu mi-ai redat odinioară viață și acum tot tu vrei să-mi o iei. Soarta mi-a legat viața de-a lui. Ce pot face? Văd, simt că-ți dau o lovitură de moarte. Eu însă nu o să pot îndura. Da, sunt a lui. O, tată, de-aș putea trăi pentru voi amândoi. Da, să-l iubești și tu. Pe el? Pentru ce? Mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul de a fi socotit un om cinstit. Mâine mă vor arăta cu degetul. Mă vor face hoț de o teapă cu el. Mi-a luat și ce avea mai scump pe lume.
mi-a luat fata. Nu ți-am luat nimic. Nu ți-am făcut niciun rău. Iată fata dumitale. Poftim și polița. Ia-o. Ce poliță? N-am spus eu că suntem casă cinstită și de încredere. Ce înseamnă asta? N-ai avut vremea să o vinzi. Te-a mustrat conștiința. Mă faci să regret că ți-am dat-o. Nu știi să prețuiești noblețea altora și nu meriți să se poarte cineva cinstit cu dumneata. Chiar adineauri m-am întâlnit cu Lebetchina. Atunci ce caută poliția asta la tine? De ce ai luat-o de la Ludmila? Sunt împuternicitul Lebetchinei. Cum? Pentru ce mi-a trebuit poliția? Nu vreau să-ți spun. Să admitem că am avut nevoie de o copie. O copie? Iartă-mă. Iartă-mă, frate. Eu mă aprind repede. Trăind în mahalaua asta, fără voi, ești pornit să bănuiești pe oricine. Iartă-mă, frate. Rămâi cu bine, Ludmila. Încotro, ce ai să faci? Liniștește-te. Am hotărât să mă supun soartei. Acum însă am înaintea mea ceva minunat. Dragostea dumitale. Gerasim Porfirici. Ce Felițata Antonovna? A sosit Varvara Aritonovna Lebetchina. A venit tocmai la vreme. Să poftesc. Poftim, Varvara Aritonovna. Intră. Bună ziua. Vreau să vorbesc cu avocatul Margaritov. Sluga dumneavoastră, asesor colegial Gerasim Porfirici Margaritov. Da, vă rog să luați. Da, mulțumesc, nu te deranja. Vă rog. Da, mulțumesc. Dumitale, ți s-a încredințat o poliță dată de mine negustorului Dorotnov? Întocmai. Da. Doresc să achit polița. Da, foarte bine faceți, coniță. Poftiți, vă rog. Ce să poftesc? Să dați banii. Ha, să văd mai întâi polița. Eu plătesc numai aceluia care are în mână polița. Fără asta nu dau banii pentru nimic în lume. Da, sigur, aveți perfectă dreptate, sigur. Dați dumneavoastră banii și în schimb o să primiți polița. Pentru Dumnezeu, nu cumva te îndoiești de cuvântul meu. Unde? Poftim, iată banii, ți-am pus pe masă. Unde-i polița, s-o văd? Da, sigur. Totul după buna rânduială. Poftiți. Iată polița. E scălitura dumneavoastră? Ce? O recunoașteți? Oh, ce e asta? Dă-mi voie. Dacă doriți, puteți să nu recunoașteți scălitura. Nu, e scrisul meu, dă-mi. Da, în cazul acesta, numai un moment, vă rog. Număr banii și fac o mențiune pe poliță. Pe urmă va aparține. Dorme, domn. Da. Adun călimare. Da, chiar, poftim era să-mi profim. Ce înseamnă asta, Nicolae Andreici? Asta înseamnă că adineauri a fost mult mai prudent decât dumneata, lucru pentru care mă ferici de altfel. Ți-am dat numai o copie după poliță. Trebuia să te uiți mai cu băgare de seamă. O să zic că așa stau lucrurile. Poftiți, căliță, poftiți. Ce? Dumneavoastră polița și mie bani. Ludmila. Da, tată. Ludmila. Ieri când i-am cerut lui Dorotnov bani de cheltuială, mi-a spus: dacă încasezi de la doamna Lebetchina banii de pe poliță, jumătate din ei sunt ai tăi, pentru că tot îi socoteam pierduți. Bădăran! Cu adevărat bădăran, coniță dragă. Ține, Ludmila, jumătate din bani. Mie, tată? Mie? Da, ție. Ia-i, nu te teme. E zestra ta. Atunci înseamnă că banii aceștia nu sunt ai mei. Va trebui să-i dau. Sigur, fetița mea, sigur. O să-i dai mirelui tău. Dacă e așa, atunci, Nicolae Andreici, te rog, primește. Ce însemnează asta? Ce e asta? N-ai spus tu singur să-i dau mirelui meu?
De altfel, e doar un acont. Căci Nicolae vrea să lucreze alături de tine. Cum? Nu alături, ci ca secretar. Dar cu condiții. Ce condiții? Dumneata ești un avocat priceput. Ți se dă procură în alb, altfel nu primești. Bineînțeles. Atunci, încredințează mie toate afacerile dumitale. Cum? Ești bătrân, ți-ai încheiat cariera. Pe când eu trebuie să încep. Tu trebuie să te odihnești, tată. Și noi o să te îngrijim. Și tu, dormedoșa mamă, parcă spuneai că pe tine te iubește. Ce să-i faci, mamiță? Nu-i nimic, lasă. Eu, cu partea gospodării, nu? El o să aibă atâtea de făcut, să alerge la judecătorie. Eu, cu casa. Eu, mamiță, am să le cresc copii. Ai văzut, matușca? Cărțile au spus adevărul. A trebuit să plătești. A, și mie niciodată nu-mi pare rău când cheltuiesc ori plătesc. Și de ce mi-ar părea rău? Și parcă erau banii mei și ăștia tot împrumutați erau. Hai, dar ce să mai vorbim degeaba? Eu am cu tine o treabă foarte serioasă. Trebuie să vii să-mi dai în cărți. Și tot pe cel de ghindă să menesc? Nu, dă-l încolo cum am săturat de el. Na, pe ăsta nu știu de ce maslu să-l pun. Ei, o fi având mai multe culori. Nu, numai mustețile sunt de altă culoare. Apoi pe oricare ți-l ai alege, ori de ce maslu l-ai pune, chiar de nu cade în cărți, fac eu ce fac și tot îți ghicesc. Ei, atunci haide-mi repede, că n-avem timp de pierdut. Noroc și sănătate. Să-ți fie gura de aur, Coniță, dragă. Aur să-ți fie. Dorme, tot. Da? Ia treci tu la masă și scrie. Da, Gherasim Porfirici. Fă din partea mea o procură pe numele lui Nicolae Șablov. Da, dar fii atent să nu scrii iar fixativ în loc... Am să fac. Am să fac la perfecție, să n-ai nicio grijă. Suntem casă cinstită și de încredere. Bravo! Bravo! Ați ascultat Dragoste târzie, adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Armatei din București. Distribuția a fost următoarea. Gerasim Porfirici Margaritov, Vili Ronea. Ludmila Gerasimovna, Magdalena Buznea. Felițata Antonovna, Atena Marcopol. Nicolai, Constantin Codrescu. Dormedont, Lucian Dinu. Varvara Lebetkina, Nineta Gusti. Dorotnov, Vladimir Maximilian. Crainicul, Ion Punea. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Paul Nadolski și Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistent regie artistică, Constantin Codrescu. Regia artistică, Ion Maximilian și Mihai Zira.